zici pe limba vise la profund, înainte de exerciție matematică. Clasa a doua. Azi în cât? În 07. 07. A treia, 2018. Hai să pornim. Să vedem exact cum gândim. Scrieți 4 numere consecutive a cărora sumă să fie egală cu 90. Să scriem 4 numere consecutive a căror sumă să fie egală cu 90. Tu, problema e a ta. Cum gândești tu? Deci 4 numere consecutive și când adună să facă 90. 82, maxim. 82? Maxim. Să înțeleg 82, cine se înscrie? Primul număr sau? Da, dar ultimul număr, pentru că e cel mai mare. 82. Care ar fi, după ce, de la cine să pornesc, mă interesează, adică cine să fie cele 4 numere încât adunate să facă 90. Poți să-mi dai un exemplu de numere consecutive, 4 numere consecutive? Da. Zi-mi, te rog. 81, 82, 83, 84. 81, 82, 83, 84. Deci numere consecutive astea sunt 81, 82, 83, 84. 84. 85. Da? Dar câte sunt? O zis, dați un exemplu de 4? 4. Numai 4. Dacă pe astea le-am adunat, ai tu, poți să-mi spui cam cât ar face cele 4 numere dacă le-am adunat? 83 și 84 sunt prea mari. 83 și 84 din cauza lor. Dar nu poți să le dai deoparte. Păi, adică, păi da, putem să o luăm de la 82. Bun, o luăm de la 82. Dar dacă e de 80, deci dacă numărul începe cu 80, cu cifra 10 ori 8, de 4 ori 80, cât dă? De 4 ori 80. De 4 ori 80? Da. 320. Păi vezi, mă. Păi noi ne gândim acum. De câte ori să adunăm 10 recine să facă cam 90? De la câte? La cifra 10-lor cât să fie? Iată, așa asta e prima problemă. Vezi? Tu ai dat exemplu. Dacă poți să ne-am adunat, am 300. Am ajuns la 60. Adică cu cine să încep? Am ajuns la 60. Cum? N-am înțeles. Ai ajuns la 60. Dar ce vrei să spui cu 60 ăsta? Să fie primul număr? Nu, păi nu, pe 60 am încercat de la 15. Ai încercat 15? Da, și n-am. Bun. Atunci, cifra 10 cu cât să înceapă? Care să fie cifra 10 după părerea ta? 80 am ajuns. Iar tu îmi dai, cred că, răspunsul după ce le aduni. Da. Păi nu, eu vreau... 80. Adică, care sunt numele? 22. Deci el în clipa asta, tu stai independent de ce întreb eu. Exact. Eu una întreb. Suma câte. Da? Nu? Eu una întreb și tu altceva gândești. Tu acum. Păi am gata. Da, 22 este de la 22. Deci încep cu 22. Deci 22. 22 e maxim. Plus cât? 23 ar trebui. 23. 22 e maximum. Adică, cine se începe? Începeți cu 18. Bun. După care, trebuie să mă lămurești pe mine cum ai gândit, că deocamdată suntem, fiecare stă pe baricada lui. Fiecare gândește în felul lui. Deci, cu cine se începe? Cu 18, da. 18 plus 19 plus 20 plus 21. Nu cred, v-am. Nu crezi că va merge. Nu sunt sigur. Dar de ce ai plecat cu 18? Care a fost motivul? Fiind de 10 e mai mic și am pornit la 18. De ce te gândești să pleci cu 18? Că aici e problema. Care a fost motivul? Pentru că știm că se apropie de 20. 20, 21, 23, 24 sunt mai mari. De ce? Dar cât face oare suma? 20 plus 21 plus 22 plus 23.
Hai să încercăm așa. Cât la cifra 10 ori, dacă e 2, dar de 20, 20, 20, 20 adunate, de câte ori vine 20 adunate? Rămâi aici cantonat cu ideea 18 da. Plus 19 plus 20 plus 21. Hai să finalizăm, să vedem cât... Cât de repede am putut. Așa, și cât ne dai aici suma asta? Cât ai dat? Cât ți-o dat? 78. Cum ai făcut adunarea asta? Cum crezi tu că ai 21 plus 19 și 18 cu 20. Așa, 78. Deci așa, 19 cu 21 fac repede 40, nu? Și cu 20, 60, cu 18. Ai zis foarte bine că fac 78. Dar noi până unde trebuie să ajungem? Aș porni de la... Unde trebuie să ajungem? Cât trebuie să facă suma? Aș porni de la 24. E diferit de 90, da? Da. Suma trebuie să-mi dea 90. Acum, iar la întâmplare, zice, aș porni de la cât? De la? 24. N-am spus la întâmplare. N-ai spus la întâmplare. Dar de ce te gândi la... Nu, la 26 aș merge. Păi, haideți să lămurim un lucru. 26. Cu 26 porni. Da. Bun, merg până la ta. 26 plus... 27. Zi, vorbește. Plus 28, plus 29. Așa. Egal cum? 2, 4, 6, 8. Ce mai avem? Ia să văd cât îți dă. Calculează, nu? Adunarea cea mai rapidă. Ne-a 200. Știu. Sunt aproape. Păi 90 am depășit. 110. Păi prea mult. Dar 9 trebuie să ne dea cât? Aș începe de la 24, m-am spus prima oară. Da, hai să ne lămurim. Deci, în clipa în care tu arunci pe piață tot felul de încercări și nu le justifici, acum nu le aduna. Nu le mai aduna. Hai să gândim. Eu te invit să vii lângă mine. Mă tragi așa unde vrei tu acolo și nu vrei să mă asculți un pic. Nu, păi am încercat 26. Și cât a dat aici? A dat 110. Dar vreau să fie calculul corect făcut, da? Da. Deci, cât ai zis acolo? 26 plus 27. 26 plus 27, cât 53. 53, da. Și celelalte 57. 57. 53 și 57. Și fac 110, ai spus, da? 110. Da. Ei, a depășit cu mult pe 90. Da. Și înseamnă că te-ai dus foarte mult cu 26, da? Și acum la cât vrei să te duci? Păi, uite-te deasupra. Dacă începe cu 18 și nu a fost bine. 20. Cu 20, da? Da. Hai să vedem cu 20. 20 plus 21 plus 22 plus 23. Da? 20 plus 21 plus 22 plus 23. Dar la 10 ai cumva 0 la final? Ca să crezi că merge? 3 cu 2, 5 cu 1, 6. Mi trebuie să-mi dea 0. La unități, dacă da. Le adunăm unitățile, da, mama observă... Nu, nu m-aș pentru da. Să mă chinui degeaba, nu mai aduna. Nu? Deci mama observă că de la unități... Fii atent mare un pic. Deci de la unități, adunând unitățile, 1 și cu 2 și cu 3, nu da. Fac 10. Da. Că 20 cu 20 cu 20 cu 20 fac exact... Cât fac 20 cu 20 cu 20? 60. 80. Este de 4 ori 20. 80. 80. Și acum ți-ar mai trebui o 10 de la unități. Iată cum vine ideea exact. Foarte repede. Deci dacă tu, după încercările astea, da. După tatonările astea, ai fi sesizat că la întâmplare nu ești deloc încântat. Decât doar 2, 2, 2. Decât despre cifra 10-lor, cât cu 2 trebuie să înceapă, și atunci cifra unități, ca să fac 80, da. 20, 20, 20, 20, fac 80 și acum nu ești atent, dar eu te invit să... Mai caută numere. Da, el caută, el l-a găsit.
Păi da, dar... auzit nimic din ce am spus noi. Da. Uite, vreau să mă urmărești că este esențial, esențial, și am să insist pe problema asta până când o înțelegem. Este esențial să se sesizez șmecheria din culise. Că tatuările acestea cu 16, cu 18, cu nu știu ce, n-au avut niciun rost. Că dacă noi elaborăm un raționament corect, mărim viteza, ne ducem spre rezultat foarte rapid. Eu tot trăgeam spre mine și spuneam, măi, cifra 10-lor cu cât se înceapă? Care era motivul? Că de 4 ori câte 20, da, cifra 10, și mă duceam spre 80. Și etapa următoare era la îndemână dacă tu mă ascultai și era lângă mine. Și urma așa. Deci ne mai trebuie o 10 până la 90. Da. Din cine să o facem? Din unități. Ei, cine? Da? Iată, 1 și cu 2 și cu 3 fac 6. Deci, neapărat nu cu 0. 0, 1, 2 și 3 trebuie să pornim. Deci trebuie să încărcăm la cifra unităților din start. Cine? 1, da? Ia să vedem. 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 la unități fac 10? Da. Ia să vedem. 3 și cu... nu. 4 și cu 2, 6. Da. Și cu 4? Și cu 4, 10. Este excelent! Am terminat problema. Deci iată, iată cât de important avea să fie. Aici e meritat atunarea. Cu 0, cu 1, cu 2 și cu 3. Exact. Eram încântată de asta. Dar dacă tu prindeai esența problemei și spuneai așa, eu aici știu un lucru. Eu aici știu un lucru și anume, trebuie să înțeleg, pentru ca să mă apropii de numărul acela, la cifra 10 ori trebuie să pornesc cu cifra 2. Deci la 10 cu cifra 2. Dacă nu pornesc cu cifra 2, cu 20 cu alte cuvinte, de 4 îți fac 80 și până trebuie mii unități să adunate să facă 10. Era superb. Am pierdut destul de mult timp. Da? Deci, suntem foarte atenți. Iată, acum să spun așa. Să fii 90 și... O secundă, să vezi, poate... 7, 5, 3, nu știu. Care sunt patru numere consecutive, care adunate, fii atent, sunt de-a 130. Patru numere consecutive adunate sunt de-a 130. 30? Deci, da, 130. Deci cine să adunăm? Cine să fie cele încât adunate? 30. 130 am zis să facă. Adică consecutive, da? În 30, 30, 34? Nu știu. Nu știu. Deci patru consecutive. Nu știu cu cine să înceapă cifra 10. 30. Cu 30? Dar de ce te-ai gândit să înceapă cifra 10 cu 30? 30 ori 4 vă dat 130. 30 ori 4? 30 ori 4. Nu, vă da 120. 120 și până la 130 și mai trebuie 10. Atunci cu 50? 32, 33. Vezi? Asta e șmecheria pe care trebuie să o prinde foarte. Deci iată, acum ai înțeles de ce? După ce am muncit și după ce ai văzut că tatuările alandala nu sunt de folos. Cât îmi dă prima? De 4 ori. De 4 ori adunat, să-mi dea cine? De 4 ori adunat, să-mi dea 120. Și să formăm o 10. Exact. Deci, cine ai spus tu? 31 plus 32 plus 33 plus 34. Fac 130. Da. Și acum te întreb. Care sunt 5 numere consecutive? 5 numere consecutive încât să facă 170. Deci 5 numere consecutive. 170. Nu, să facă 210. 5 numere consecutive. 4. Cum? 4. Cu? 4. Nu, cu 40. Cu cifra 10 ori 40. Dar de ce te-ai gândit la 40? Pentru că 45 va da 200 și eu ziceam de la unde. Deci de 5 ori câte 40 fac 200? 41, 42, 43, 44, 45. Cu 41 și zice, da? Ia să vedem. Deci 41 plus 42 plus 43 plus 44
plus 45, spui tu, fac 100, 210, da? Nu, de la 40 o să ies. Așa. Eu am uitat că aș vrea 5 numere. Așa. Păi, de ce trebuie să-i foarte, foarte atent? Deci nu așa. Deci nu așa, că fac prea mult, ci de 40. 40 plus 41 plus 42 plus 43 și plus 44 fac adunate. 4 și cu 3, 7 și cu 2, 9 și cu 1, 10. Da, domnul profesor, e bine. Da? Deci 210. Iată, iată că abia acum te-am adus acasă. Comprinzi șmecheria. Da? Cât ori abia... să facem abia. Așa, zecile. Da. Da? Cât ori să facem zecile. Și acum te întreb... Nu, pentru că tot 5 numere consecutive. 5, da. Tot 5 numere consecutive, dar adunate să facă 215. 5 numere consecutive care adunate să facă 215. 39. Cu 39 se încep? De ce? De ce te-ai gândit cu 39? Deci care sunt? Pentru că sunt 5 numere consecutive. Consecutive și dacă scădem unul, se scade cu 5. Deci fac 215, da? A, 215. 215 scrie. Și cu 41. Cu 41 se cere, da? Da. Deci 41 plus 42 plus 43 plus 44 plus 45 este egal cu neapărat cu 40 și acum la unități acum 40 fac de 5 ori 91. 2, 4, 5 nu, nu, el a zis că prima cifră îi pare 9, dar nu, e 4, mami. 4, am greșit eu aici. Da. Îl fac eu mai corect. Dar tu ai înțeles că 4 este, da, că da. Aflându-se în fața lui 42, 41. Ei bine, neapărat cu 40 ca să facă 200. A, gata, 15, 5 la final, 10. Deci, acum din unități adunate, 1 plus 2 plus 3 plus 4, am mai făcut-o noi că face 10. 5, și cu 5, 15. 15 la 100, 210, la 200 fac 215. 50. Crezi tu că dau eu numărul la întâmplare? Când spun 215, dau la întâmplare? Nu, pentru că măriți un număr și se mărește cu 5. Deci eu am grijă aici, totdeauna. Pentru că dacă se mărește unul, se mărește cu 5. Acum, iată, mai fac încă un pas. Atenție. Care să fie cele... 6 numere. Nu, 5 numere consecutive. 5 numere consecutive. Care adunate să facă... ia să văd așa. Să zicem... patru... 90 și... 210, să vedem, 210. 6 numere adunate, consecutiv să facă 210. 39. Se începe cu 39? Ia să vedem. 39 plus, pe următoare, cât ar fi? 40 plus 41. Plus 42, plus 43, plus 44 și plus 45. 2, 4, 5 și plus 45. Ia să vedem ce face suma asta. 39 și cu 1 de la unități aici fac 40. Și am dat de 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cât trebuie să dea? 6 ori 4, 24. Domnul profesor, cât trebuie să dea? 210? Da, am pus 6 numere consecutive aici, da? Da? Da. Eu mă gândeam la 4 numere consecutive. Da? Atunci, nu la 4, 5 numere consecutive, ca și mai 5 să fie. Și acum, deci la unde mă opresc? La 44, da? Și acum, cât ar face suma asta? La 210? 200...
Vreau să fie 206. Deci e bine așa, cu 206? Nu. Pe 210 am făcut sus și am pedalat la 40. Da, și 25 am mers. Și acum, fiindcă am zis 406... 206. 206, da. Deci am greșit, nu? Te spuneți 5, 205. Oare nu fac chiar 205, 206 aici? Ia adună tu. Nu cred. Ia vezi. 39 și cu 1 de aici fac 40. 1, 40, 2, 3, 4, 5. 5 ori 4, 200. Și la unități mai sunt 2 și cu 4. 2 și cu 4, 6. Deci fac 206. Hai să le translăm cu 1. Când le-am translat cu 1, cele numerele acestea, deci le-am mișcat cu 1 pe fiecare în plus. 2, 4, 5, am ajuns la 210. Adică ce s-a întâmplat? 39 s-a dus în 40, a crescut cu 1. 41, 40 s-a dus în 41. 41 se duce în 42, 42 se duce în 43, 44 se duce în 45. 42, 43 trebuia să spun aici. 43 am greșit aici, nu? Că trebuia să fie consecutive. Da. Da, și am greșit. Și atunci 200, cât trebuie? 205. Dragilor, acum suntem în stare să înțelegem că fiecare crește cu câte 1. Și crescând câte 1 de la fostul 205 aici, mă duc la 210. Fiind 5 numere consecutive. Fiind 5 numere consecutive, crescând cu câte 1, mi-e foarte ușor să fac acum greșițile. Iată, dacă am să spun care sunt 5 numere consecutive, 5 numere consecutive, care adunate să-mi dea 215. Le avem aici. Doar 220. 42. 43, 44. Sigur că la fiecare se translează. Dar dacă spun 6 numere consecutive, de 6 numere consecutive, care să-mi facă suma 200, să zic aici, aici sunt 5. Trebuie să-mi organizez mintea cu 6 numere consecutive. Dacă pune 205 și 6 numere... Hai să zicem, dacă le-aș pune 20 la fiecare, 20, cele 6 ori 2, 12 ar face, 120, da? Uh-huh. 120. Da. Și acum, de la unități, dacă la cifra unități o plec la 0, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, că sunt 6, da. Suma acestora este egal cu cât? 10. Păi aici face 10 până aici, nu? Da. Și cu 5, 15. Și la 120 mai vin 15, 135. Iată 6 numere consecutive, a căror sumă se fac 135. De unde plec? La 20, plus 21, plus 22, plus 23, plus 24, plus 25. Vezi? Acestea sunt cele 6 numere consecutive, a căror sumă se facă 235. Deci propunătorul nu dă numărul ăsta la întrebare. El face în culise chestia asta și iată, ca idee, fiind 6 numere consecutive, deci la cifra 10 ori tu rezolvitor, cifra 10 ori trebuie să fie de 20, 20, 20, 26 ori. Pornești cu 10, ne? Neapărat, 10 le controlează. Și de acum, cifra unităților să fie, să dea cât? În completare la 120 să facă 135, încă 15. Da? Dar dacă ți-aș da, acum eu pe baza acestei construcții pot să mă duc să dea încă 6 adunat. Încă 6 aici la 135 face cât? 141. Care ar fi cele 6 numere consecutive care să facă 141? 21. Sigur că 21, 22, 23. 24, cele 6 adună fiecare câte un 1. Și de aici încolo, dacă vreau să vă spun, scad 6
ca să construiesc o altă numără. Le pun număr mai mare. Așa. Deci care ar fi cele 5, 6 numere consecutive, dacă răsumă să facă 129? Cu 19, 20, 21, 20. Iată cât de frumoase greșiți facem. Da? Deci iată cât ce frumos putem compune greșiții. Acum, acum, să o spunem pe cea dreaptă, suntem... Da. Suntem în etapa... Deci acum suntem în etapa în care am înțeles foarte bine greșiții ăsta. Ne putem îmbătrâni. Data viitoare, nu mai gândim. Nu, nu mai gândim. 10, 90, mergem pe vreau. 10. Vedem controlăm la zecele. Final. Zecele înseamnă ne-am apropiat suficient de mult. De acum, din unități, îți facem diferența aceea. Da? Foarte clar. Da? Da? Deci nu mai pierdem timp. Nu mai pierdem timp. Vreau să faci 5 găsiții. Tu, compuneți tu 5 găsiții pentru mâine. Da? Pentru mâine. În care să ai 7 numere consecutive. 7 numere consecutive. Pleacă de la un exemplu și urmă te joci stânga-dreapta și îți explici și mi-ai spus mâine exact cum ai gândit. Da, te rog, următoarea problemă. Da. Miriam avea o pungă de nuci. I-a oferit unei colege jumătate din numărul nucilor din pungă și încă o nucă. Apoi a mai oferit unui coleg jumătate din rest. Când și-a numărat nucile, a constatat că mai avea doar 3 nuci. Calculați și scrieți câte nuci a avut Miriam la început. Bun. Eu n-am înțeles-o. De aceea tu trebuie să faci acum efortul să citești așa fel, să rup problema în subprobleme, încât să o înțelegem. N-avem nicio șansă să ne apucăm să adunăm numele, să facem nu știu ce, decât dacă o înțelegem. Dacă o înțelegem. Știi că cum a fost ultimul filmuleț făcut de noi? Nu. Intitulatul urmărește pe internet, spune așa, citim cu atenție, da. Înțelegem, gândim și când operăm. Asta era, așa sunt succesiunea asta. Citim cu atenție, înțelegem, gândim, elaborăm un raționament și, urmă, că adunăm numerele așa, e o treabă foarte simplă aceea. Și nu greșim la operația care face. Te rog, mai citește problema. Miriam avea o pungă de nuci. Bun, avea o pungă, nu știm cât de nuci. Așa, avea o pungă de nuci, top. Bun, mergem mai departe. I-a oferit unii colege jumătate din numărul nucilor din pungă. Eu am să fac pentru un segment. El avea atâtea nuci. Da. Da? Nu știu unde. A oferit jumate din pungă. Din pungă. Pungă. Deci, punga asta o dă în două și asta îi dă lui? Unui coleg. Unui coleg. Da. Jumătate. Și ce mai spune acolo? I-a oferit jumătate din pungă. Jumătate din pungă. Și încă o nucă. Aha. Și încă o nucă. Deci jumătate din pungă și mai ia o nucă din cealaltă jumătate, înțeleg eu. Da. Punte jumătatea lui. Da? Deci, practic, jumătate dăm două. Punte plus unu. Deci dăm două. Da. Dacă dăm două, înseamnă că avea un număr par de nuci. Avea 2, 4, 6, 8, 10, 12. Iată prima idee care o am. Poate să zic că dacă el dă în două, nu a avut 7 nuci. Dacă avea 7 nuci, nu putea să dea în două. Păi dacă nu dădea pe cea de o nucă, o locuiam la final cu 3 nuci și dădea 4. Deci să urmărim, atenție, mai citim o dată problema. Nu îi put? Nu, 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 de aici. Avea punga de nuci, am văzut-o. Și încă o nucă. Nu, 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 citește-și. I-a oferit unei colege jumătate din numărul nucilor. Jumătate din numărul nucilor. Deci, el dă numărul, să zicem că erau 20 din nuci. Presupunem că ar fi fost 20 din nuci. Dacă ar fi fost 20 din nuci, atunci jumătate din ele înseamnă 10.
noci. 10 aici și 10 aici. Și spune și încă o nucă. Deci mai mușcă o nucă de aici, una, și o dă prietenei sau prietenilor lui. Domn profesor, eu am înțeles ceva. Ia să văd. Și oferă unui coleg jumătatea rămasă. Nu, nu. Păi este înapoi. Apoi mai am mai oferit unui coleg jumătate din rest. Jumătate din rest. Rest. Eu aș merge pe la 24. Nu, să ne trebuie grebe. Noi nu ne interesează să ghicim. Nu, dar nu am ghicit, am formulat. Pentru că îi mai rămâne 3 după ce au oferit tot. Deci noi suntem acum într-o situație delicată. 7 de la... Dar nu înțeles problema. Orice înseamnă ideea de a... Unde aici? Da. Avea o cuvinte. Ea a oferit fetița asta unei colegi jumătate din numărul de nuci din pungă, jumătate din nuci și încă o nucă. Înseamnă că avea un număr impar de nuci, da? Avea un număr impar, domn profesor. Și domn profesor... Dacă avea un număr impar, nu putea să dea în două, că jumătate din pungă. 24, un număr par. Neapărat, da? Eu m-am gândit, pentru că... Merg pe mâna ta. 20, ne va da 10 și 10. Da. Și își dă seama că la final mai are 3. La final de la problemă mai scrie. Apoi, deci sunt două etape. Apoi am mai oferit unui coleg jumătate din rest. Apoi am mai oferit unui coleg jumătate din rest. Din rest. Și și-a dat seama că mai are doar 3. 10 și cu 10 e bun. Le oferă 10 la 11 și 10. Pentru că îi dă încă una în plus. Și cu încă 3, 20 și... Încă 3, 24 care i-au rămas. Mă citește tu că mă interesează să întrebi bine problema. Alo? Dar sunt într-o lecție de matematică, dacă e ceva cu apicultură, nu. Mai târziu, da. Da, da, da. Deci. Deci, am avut o pungă. Am avut o pungă. Bun. V-a dat o jumătate colegii. Da. V-a dat jumătate. Jumătate. Și încă o nucă. Și o nucă. Așa. Înainte aveam nu, avea nouă, i-a dat nouă. Nu, păi cât i-a oferit? Păi era 20. Și a oferit jumate. Și încă o nucă, 11. Păi dacă luăm cu 20. Luăm 10 și cu 11. 16, cât e 14? Dar nu sunt hotelele, să mă interesează. Deci, noi vrem să înțelegem problema, că n-am înțeles-o. Nu în operațiile. Tu mergi totdeauna înapoi. Da. Adică tu mergi la operație, la adune acolo și să vezi dacă îți corespunde. Dar noi, când, înainte de a face operație, trebuie să o înțelegem problema. Apoi, deci după ce tot a făcut toată treaba asta, de o dat jumătate din numărul de nuci, numărul nucior din pungă și încă o nucă, apoi am mai oferit unui coleg jumătate din rest. Deci, din ce a rămas, restul care a rămas, îi dă în două. Și faptul că îl dă în două, ce spune aici? Când și-a numărat nucile după ce a dat în două, a constatat că a mai avea doar 3 nuci. Deci, ce rămâne el este segmentul ăsta care înseamnă 3 nuci. 3 nuci. Încă 3 ar face 6. Da? Încă 3 de aici și ar face încă 6.